Bună seara, stimați telespectatori, la bună regăsire, iată-ne din nou împreună în studioul Topal TV, în fața noastră, într-un moment special, o zi specială, astăzi 24 ianuarie, ziua unirii Moldovei cu țara românească, practic temelia, acest eveniment care a pus temelia statului modern român. Încercăm o scurtă dezbatere, un scurt dialog referitor la ceea ce ne se întâmplă frumos de fiecare dată, iată, în această zi minunată, și a spune aici despre Hora Unirii. Și o să vorbim despre horă și în final să vedem ce și cu Hora Unirii aici în spațiul românesc, pentru că ne este specifică, așa legată de acest eveniment strict. Cum am spus, vom încerca să descoasem un piculeț tainele, eu știu, acestui moment deosebit cu cunoștința domnilor voastre, cunoștință veche, domnul profesor dr. Ovidiu Trifan, profesor la Școala de Arte Sergiu Celibidache. Maestre, bine ați revenit, așa că să zic, moroșonește, bine ați venit pe la noi. Așa, și iată cum am spus, într-un moment special, într-o zi specială, cred că se poate spune la mulți ani și astăzi, asta în ideea că cine știe, poate ne-or prinde mulți și buni, cu cine știe ce unire, că mai avem noi la de unit un alt. Uniți, da, uite, la bună, 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 ne-am scos și cu asta. Maestre, timpul nu ține cu noi, avem așa o bucățică de emisiune, respectiv o primă jumătate. Așa, haideți să vedem ce cu Hora asta, care clar nu mai trebuie, cum să spun, insistat, este cel mai popular dans românesc, nu e așa, maestre? Ce-i cu Hora, ce-i cu Hora la români? Să vedem pe urmă niște semnificații în spațiul nostru spiritual și în final să vedem ce-i cu Hora Unirii, de unde la Hora aceea cu țopăială frumoasă, aia minunată, și iată cu acest simbol al nostru din 24 ianuarie. Da, Hora poate fi considerată ca un arc peste timp și spațiu. Afirm asta dacă pornim de la o descoperire arheologică pe care a făcut-o preotul arheolog Constantin Mătasă în anul 1942 în comuna Bodeștii de Jos, pe locul numit Cetățuia, unde a descoperit un obiect de artă neolitică aparținând ceramicii cucuteni, ultima cultură de acest gen din Europa, anterioară celei sumeriene sau egiptene. El a descoperit un suport bidimensional reprezentând 6 statuete feminine înlănțuite într-o horă, statuete văzute din spate. Meșterul neolitic n-a modelat nici capul, nici brațele, nici picioarele. În schimb, a practicat niște fante ovale pe două registre, în așa fel încât imprimă o puternică impresie de euritmie și de mișcare, de rotire ca într-un dans ritualic. Hora, meșterul neolitic, a avut de unde să se inspire din realitatea zilelor sale, zilelor timpului de atunci, în sensul că Hora era destul de răspândită atât în spațiul balcanic, cât și în cel baltic, iar mergând spre răsărit până la Nistru chiar. De ce? Pentru că iată câteva mărturii din antichitate. În secolul V, într-o lucrare numită Anabasis, este specificat dansul războinic Carpaia, bănuindu-se că ar aparținând probabil tribului nord-tracic al carpilor. Este vorba de un dans practicat de dansatori înarmați, înlănțuiți în cerc. La un moment dat, unul dintre ei se lovește de celălalt, mimează moartea și rezurecția, amintind în felul ăsta de cultele arhaice, de cultele dionisiace, de Zalmolsis, de Orfeu și chiar de cultul înhumării, când copiii mai ales erau înhumați în formă de fetus, cum stă în pântecele mamei, în ideea că sunt redați pământului,
de unde au plecat, pentru a reveni ulterior. De asemenea, din secolul 4 înainte de Hristos, mai datează o lucrare a lui Athenaios, care, citându-l pe Teopompos din Chios, atribuie tracilor dansul războinic circular numit Colavrismos. Etimonul cola este necunoscut, dar există la slavi, la unele popoare slave, sub denumirea de colo, la iugoslavi, la polonezi și la ucraineni. Îl regăsim la bulgari sub denumirea de horo, la greci horos, din care derivă și horeia, semnificând mișcare. Deci, putem să spunem că hora era cunoscută ca dans războinic încă din antichitate. De fapt, virtuțile taumaturgice ale horei sunt regăsite mai târziu în dansul bărbătesc al călușarilor, pe care îl descrie Dimitrie Cantemir în descrierea Moldovei. Maestre, noi suntem tare jucăuși ca nație. La joc nu ne întrece, nici la muncă nu ne întrece nimeni, numai dacă avem stăpân bun așa să ne coordoneze cum să cuvine, ceea ce de o bună vreme ne cam lipsește nouă pe mioriția noastră eternă și din ce în ce mai puțin fascinantă. Dar, așa cum am spus, jucăuși așa cum suntem, iată, de la sârba oltenilor până la jocul de sărit de la mine din Maramureș, care iar reprezenta ca o horă, deci înlănțuirea respectivă, bine, e o simbolistică întreagă, cercul, mă gândesc că aici da. Se poate discuta mult mai mult despre referitor la simbolistică, așa, dar nu știu, bănuiesc și eventual, cu siguranță cei de acasă ar fi curioși să afle, mă gândesc că prima horă, sau eu știu, dans de acest tip, așa, a plecat de la ritualuri, pentru că mă gândesc și la piele, până la piele roșii, dacă vreți, așa. Mă gândesc că aici e rădăcina. Este o formă de existență a societăților primitive, hora. Pentru că prin mișcările ritmice ale corpului, primitivii, să zicem, oamenii din societățile arhaice, își manifestau trăiri și sentimente. Ca semnificații, putem să facem o conexiune între forma cercului, forma cosmică, cercul, care este o formă închisă, și forma vibrațiilor, masa vibrațiilor sunetului, care are tot o formă circulară. Deci iată că se poate face legătura între acestea două, cercul însemnând în felul ăsta o unire a acestor forme. Hora ar putea simboliza, gândindu-ne din nou la acel obiect de artă neolitic, ar putea simboliza și un element de legătură între zeița mamă a pământului și un cult solar legat de fertilitate. De asemenea, nu poate fi trecut cu vederea efectul taumaturgic al dansului. Ca semnificații în spațiul românesc, Romulus Vulcănescu vorbește despre un adevărat fenomen horal, în sensul că hora, ca și doina, este o expresie a sufletului românesc. Sub aspect psihosomatic, iarăși putem găsi simboluri, în sensul că hora este o adevărată exaltare și biologică și spirituală. Una din strigăturile practicate la horă spune: de n-ar fi horele în lume, ai vedea fete nebune și neveste duse în lume. Iertați-mă că și să nu vă întrerup așa, păi Maramureșul și plin de strigături apropo de horă, apropo de toate aceste semnificații. Și din punct de vedere moral putem găsi semnificații ale horei, în sensul că, mai ales la sărbătorile mari, la Crăciun sau la Paște, participarea la hora satului presupunea și o curățenie spirituală, sufletească și trupească. Iar cei care nu erau primiți la horă, înseamnă că încălcaseră regulile de conviețuire ale comunității respective. Deci putem să spunem că simbolul principal al horei este acela de... exprimă ideea de solidaritate și unitate. De fapt, și Alexandrie, în prefața la Poezii Populare Românești, 1866, spune la un moment dat că hora este expresia unirii,
a dării de mână, a dării de mână foarte ca într-o important. Familie. Dare de mână în sensul de unirea mâinilor, exact. nu de dare de mână. Și, cum să spun, iertați-mă, asta ce se vede, pentru că a da mâna așa are un plus de încărcătură, că vine de la inimă, da, vine, adică e prelungirea interiorului, nu, că așa văd eu. Altfel, cum să spun, nu mai are același sens. Da, asta ar fi semnificația. În regulă, iată, de pildă, mă gândeam eu, apropo de spațiul nostru spiritual românesc, spuneați la un moment dat, Hora, iată, ca mic univers, dacă pot spune așa. Un univers spiritual. Unde, cum să spun, vedeți romanul și ca de altfel și ecranizarea romanului Iona, Liviu Răbreanu, începe cu Hora. Hora, da. Adică și eu știu de acasă, din Maramureș, unde mulțumesc cerului că am mai prins și știu și vibrează în mine toate astea, dom'le, te duceai la joc, acolo îți găsai drăguță, acolo puteai găsi și ficiorul care țară luni, eu știu, în poduri. Așa, adică, în afara... Da, dar acceptarea în Hora satului însemna o recunoaștere a maturității. Oho, și aici ești... altă poveste da, lungă. Da. Apropo, discutam cu o, zic eu, bună și dragă prietenă, interpretă de muzică populară, bine cunoscută, din Ardeal, Ana Hirschman, așa... chiar vorbeam pe Facebook, vedeți că și Facebook-ul e bun și ca să ne mai amintim de lucrurile minunate. Apropo, îmi spunea de o creație idei de o ultimă oră, așa, de un cântec, ceva legat tot de Horă, așa, și maestre, și Hora, cum să spun, și am să vă rog să, că știu că știți tare multe, așa, cum să spun, și acolo existau ierarhii, frate, adică, știți că fata mai săracă nu îndrăznea să intre în Horă lângă ficiorul boierului, acum dramatizând, dar chiar se întâmpla să mai avem și ficiori de boier, dar între ficiorul bocotan din sat, plus de asta, cei care asistau, apropo de univers, erau iar pe categorii sociale și nu mai spun bătrân tineri asta fără discuții că se cerneau de la sine, nu, legat de toate aceste, putem vorbi. Păi, nu există Hora copiilor. Este Hora maturilor și Hora da, bătrânilor. Da, 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 și acolo zic, să împartă, să împărțeau. Da, da, cel impunea care conduce, cel care conduce da. Hora trebuia să fie unul din flăcăi, exact. Din flăcăi de vază, exact. din satul exact. Respectiv. Exact. Trebuia să fie un om spontan, chipeș, să aibă, eu știu, un repertoriu de strigături recunoscut. Era un prilej de bucurie și de frățietate Hora. De asta spuneam mai înainte, că nu oricine era primit în Hora. În momentul în care un tânăr, un fecior era sau o fată de maritate erau primite în Horă, asta era semnal de acum al recunoașterii maturității din partea colectivității. Erai validat. Colectivitățile arhaice rurale aveau niște reguli foarte bine puse la punct pe care... Care vine până hăt în coace. Au venit până hăt în coace, da, e adevărat, dar pe care dacă le încălcai, colectivitatea te marginaliza. Te taxa în secunda 2. Imediat. Și tot imediat. Acolo. Imediat. Și tot acolo, da. Tot în universul da. Ăsta. Era o rușine pentru un tânăr sau pentru o fată din sat să nu fie primită la Horă, pentru că se băruia că a încălcat niște reguli morale ale colectivității respective. Sau și mai rău, eu știu, repet de acasă, repet, subliniez, am o bucurie să trăiesc evenimente de tipul ăsta, așa, să fie lăsat în Horă. Sau să fie lăsat era acolo. Mai rău decât să nu fie primit. Da. Da, și că... erau tot felul de strigături cu caracter ironic și umoristic la adresa comportamentului unuia sau altuia dintre feciori sau a unuia sau altuia dintre fetele participante la Horă. Taxau absolut tot. Absolut. Și hărnicia. La câmp, la munca câmpului, la crescut vitele și lenea și anumite vicii, totul la Horă, totul se spunea tare la Horă, asta amintindu-ne de obiceiul acela de la trecerea dintre ani, care se practica tot în satul românesc, când feciorii se ridicau pe un turnul sfat, ceva un turnul bisericii știu, undeva, da, chiar în turnul bisericii, da, unde strigau peste sat tot ceea ce se întâmplase peste
aceste ani. Și se ținea și cont de, că și noi am mai discutat despre asta, da, cu altă, da, ocazie. Și da, se spunea verde absolut tot ce se întâmpla. Da, 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 da. Erau evidențiați cei harnici din sat, așa, dar erau taxați și cei care încălcau regulile satului. Da, și toată lumea avea grijă că e bine să nu fie menționat la ceilalți acolo, pentru că astfel conta și o ducea tot anul până când eventual se îndrepta. Maestre, cred că am trecut, suntem pe la jumătate, așa, pe undeva. Haideți să vedem, sigur, repet, se poate vorbi mult despre simbolistică, despre așa. Am stabilit, iată, de fapt ați validat ce am menționat, faptul că Hora, ca un mic univers în spiritualitatea românească, nu-i greșit dacă spunem, da, dacă spunem, da, așa. Să vedem de aici, de la Hora noastră, cea de toate duminicile, sărbătorile și din ființă, așa, plecând de la acel dans ritualic, așa, să vedem cum am ajuns noi, iată, la acest, pentru că e un simbol al zilei de 24 ianuarie, la români, unic, care nu există zi și nu există colț de țară să nu fie adus în actualitate. Da, dacă să facem așa un inventar, putem spune că Unirea este evenimentul cel mai cântat la români. Dintre toate marile evenimente istorice care s-au petrecut, Unirea este evenimentul cel mai cântat. Iertați-mă, de unde o și fost și cel mai râvnit întotdeauna, pentru că au fost condițiile istorice. Da, așa, e adevărat. Cred că. Vedeți, maestră, muzica a avut întotdeauna un rol important în pregătirea și evidențierea marilor evenimente istorice care au marcat, să zicem, istoria unui popor și, bineînțeles, că și istoria noastră. Este important ca textele care evidențiază sentimente naționale să fie cântate tot pe cântece de factură populară. În preajma Revoluției de la 1848 circulau foarte multe melodii populare cărora li se atașa câte un text. Aici este vorba și despre Deșteaptă-te române, care la origine este tot o melodie populară pe care Andrei Mureșan a fixat textul de la Deșteaptă-te române. La fel s-au întâmplat lucrurile și cu Hora Unirii. Texte unde se fac aluzii la Unire, poezii, până oară să ne gândim la Văcărescu, la Iancu Văcărescu, care pe la 1830 scrisese o poezie care conținea îndemn la Unire. Pe urmă, la 1848, Alexandri scrie poezia Către români, apoi la 1856 scrie Hora Ardealului, poezie care a fost ulterior, să zicem, îmbogățită de Alexandrie, amplificată sub forma textului Horei Unirii. Melodii asemănătoare, deci variante ale actualei Hori Unirii, au circulat foarte multe în perioada respectivă. Sunt melodii care, prin melosul lor, aduc a folclor lăutăresc, a folclor orășenesc. În 1859, Alexandrie își publică Hora Unirii. În același an, la Iași, un alt compozitor român, care de origine nu este român, e vorba de Alexandru Flechtenmacher, care dirija orchestra de la Teatrul Național din Iași, scrie o melodie, mai bine zis, poate aranjează una din melodiile folclorice de largă circulație din vremea aceea, pe care este atașat textul acestei Hori a Unirii. Există mult mai multe variante ale acestei melodii a Horii Unirii. În schimb, asta, dintre toate, asta s-a menținut datorită ritmului ei. Horele ca ritm sunt de două feluri, hore boierești și horele țărănești. Ritmul acestei hori este așa numitul ritm al horelor boierești, așezate. Păi, exact, vreau să, că eu mă tot gândesc la curiozitatea celor, dar hai să luăm un pic cu compozitorul ăsta, ce fel de nume era?
Austriac. Austriac. Da, au venit în țară, părinții lui au venit în țară pe la începutul secolului al XIX-lea, s-au stabilit la Iași, el a fost și dirijor la orchestra, cum am spus, Teatrul Național din Iași, apoi, datorită talentului, a fost directorul conservatorului din București, nu rector, cum se numește astăzi, ci director. Așa, ca să... Așa, da, cât de cât. Conservatorului deci din, un compozitor austriac, da, așa, a compus, până la urmă îi datorăm faptul că avem în formă aceasta, că da. Despre asta e vorba, așa. Căruia patria i-a fost recunoscătoare în sensul că a murit singur, bolnav și sărac. Adică e aceeași problemă ca și acum, da, nu ca, să da, schimba nimic acum, între absolut, timp. Da. Corect, dar nici nu m-aș fi mirat dacă... Noi nu putem să știm astăzi dacă textul melodiei scrise de Alexandru Flechtmacher este cel original. De ce? Pentru că el avea o casă la Câmpul Muscel. Din păcate, un incendiu i-a mistuit casa și au ars foarte multe dintre manuscrise. Și în cazul ăsta nu se poate dovedi cu certitudine că este manuscrisul lui Dar pe izvoare? Dar, conform tradiției, așa, și mergând pe izvoare, se poate totuși afirma că melodia aparține lui Alte surse lui, nu există. Mă gândesc de vreme ce îi se atribuie. Nu. O altă sursă ar mai fi o melodie pe care a notat-o Dimitrie Vulpian, care a cules-o de la tatălui la roman, la noi. Iată, da, avem... Este o altă melodie, foarte răspândită în vremea aceea în Bucovina, dar o altă variantă melodică a Horei Unirii. Dimitrie Vulpian a și publicat-o într-o culegere și spune că a cules-o de la tatălui la roman, care o știa din vremea Unirii, de aceea el o și datează 1859. Iată că și la roman a circulat una din variantele astea. Pentru că tot am ajuns la roman, nu-i așa, cu Hora Unirii, eu știu când s-ar fi prins mână cu mână romașcanii noștri. Mă gândesc că în momentele acelea, atunci, imediat, păi, așa, există ceva, dovezi istoric. Istoricii știu mai mult în privința asta, după cum știți avem și în roman acel stejar al Unirii, este, adică Hora Unirii s-a dansat în centru orașului, acum unde este hotelul, între hotel și cinematograful Unirea, unde este și o placă comemorativă. Foarte multe evenimente acolo au căzut în zona aia și capul cronicarului, dacă nu lui aș... Undeva, pe acolo, nu departe, nu? Asasinat politic. Așa, o să facem o dată, am chiar antrenat. Se pare că ne apropie de... Apropo de ritm, maestre, chiar minunat că ați făcut acest... Sigur că am spus... Eu când v-am spus doctor în colinde, n-am știut că sunteți doctor și în hore. Acum am ajuns să ne lămurim și cu aspectul ăsta. Așa? Nu. Ce se întâmplă? Pentru că specific român, v-am spus acel joc de sărit de pildă, că mă tot gândesc acasă, ca să mai spunem sârbă, și așa, ta. Și să și potrivește bine pe o, cum să spun, o... armonie interioară, pe o pace, pe o adunare așa de tihnă, de iată care să lipește așa de momentul ăsta, nu știu, așa o simt eu. Da, horele țărănești sunt pe ritmul binar de doi, cum este melodia arhi cunoscută din copilăria noastră, alunelu, alunelu, hai la joc. Asta este ritmul horii țărănești. Iar hora boierească, pe ritm ternar de șase, optim, este ritmul pe care îl auzim la Hora Unirii. Barbu Lăutaru, dacă nu, pe acolo, pe undeva. Și Barbu Lăutaru cânta cu taraful lui. Maestre, mulțumim pentru prezență, mulțumim pentru prețioasele informații, iată faptul că romașcanii care ne-au privit, mai cu seamă că se leagă iată și de roman câte ceva așa, am încercat să spunem câte ceva ca să știm ce căutăm și de ce și cum și cui datorăm eventual această Hora Unirii, care, așa cum am spus și m-ați confirmat, este un simbol al să spunem că, acestei date. Că genul acesta, genul popular al Horei, prin ideea de solidaritate și unitate, așa, au folosit unui înalt scop social, politic și național. Este singurul dans românesc tradițional care marchează un asemenea eveniment. Nu mai avem altele. Da.
asta e în plus, așa, să și cuvenea pentru un astfel de moment. Mulțumim din suflet, maestre, pentru că ați venit în fața romașcanilor. Sper că de curând, cine știe, mai găsim noi lucruri interesante să le prezentăm. Încă o dată mulțumim, dumneavoastră, stimați telespectatori. Vă mulțumim de asemenea, să vă dea Dumnezeu o zi tihnită în continuare și rămâneți ca în partea a doua a emisiunii să vizionați un montaj din evenimentele care au avut loc în oraș, iată, cu acest eveniment marcant al istoriei noastre naționale. Doamne ajută, toate cele bune!